ca să urăști un lucru, trebuie să-l înțelegi. Nu-ți plac manelele? Părerea mea e că trebuie să le asculți și să înțelegi contextul. Mie personal nu-mi plac ca fenomen, însă îmi place munca pe care ăia o depun ca să învețe să cânte genul ăla de muzică. Exercițiile alea de tremolo sau felul la digitații pe clape, se numesc mordenți acele exerciții, sunt deosebit de complicate. Ca să cânți corect, tehnic, o manea, este foarte complicat, necesită ani de studiu și practică, și faptul că din mânuțele alea tremurate pe clape iese o manea sau iese o melodie clasică de pian, este absolut aceeași muncă. Numai că lumea tinde să vadă doar eticheta aia socială și nu cumulează corect niște factori. Și se prea poate ca de multe ori să vezi că maneliștii sunt de fapt niște oameni care ar cânta altceva, dar nu aia se cere. De exemplu, Adi de la Vâlcea, nu-i cunosc numele real, deși pare un individ de factură și moralitate îndoielnică, că domne e manelistul ăla celebru, care de altfel cred că cânta niște manele mult mai calitative, dacă pot să mă exprim așa, față de ce este în prezent. Însă omul, deși poate nu vă vine să credeți, este unul dintre cei mai buni interpreți de chitară din lume. Are niște bluzuri cântate într-un mod atât de mișto, încât vă recomand să vedeți canalul lui pe YouTube și să ascultați cum cântă la una dintre chitările sale, care au o valoare cumulată de peste 1 milion de euro, și să vedeți că, de multe ori, trebuie să învățăm să separăm aceste lucruri. Și am făcut intro asta pentru că părerea mea este că așa e și cu electricele. Sunt neînțelese pentru că lumea nu vede toate perspectivele. Nu zice nimeni că trebuie să-ți cumperi o mașină de asta. Dacă însă o faci și o faci cu temele făcute, s-ar putea ca business-ul tău să fie mai productiv. Că de asta există această ofertă. Până la urmă, cel mai important e ca producătorii să aibă o ofertă variată. Cu ce nu sunt eu însă de acord și sunt convins că și voi, este politizarea acestui subiect. Adică ecobio, hai să salvăm planeta luând așa ceva. Discutabilă chestia asta, pentru că tu practic maxim muți poluarea în altă parte, dar nu o reduci. Ideal este însă ca să electrifice obligatoriu segmentele industriale. Transportul în comun, toată partea asta de centru a orașelor să fie degrevată de motoare termice într-o formă sau alta, dar într-un mod sustenabil. Însă aia nu e o discuție pentru această prezentare și consider că face subiectul unui alt tip de podcast și am mai abordat genul ăla de subiecte. Așa că nu sunt adeptul una, hai să ne luăm toți mașini electrice, care sunt inaccesibile prin preț și nu sunt la fel de modulabile la drum lung precum una termică, fie că e diesel sau benzină, și să lăsăm cumva evenimentele să se desfășoare singure și să aleagă situația în final care metodă prevalează. Dar e bine să avem oferte, așa că până la urmă lumea e un loc foarte amplu și larg și polivalent. Și important e să ai de unde să alegi. Portofel din piele tăbăcită vegetal de la Malva. Este vopsit. Asta înseamnă că nu mai avem altul la fel în toată lumea. Este unicat. Dacă vă uitați la urme de folosință, să știți că este după 2 ani de folosință. Așa. Din punctul meu de vedere, arată ca nou. Uitați-vă la cusături, la tot. În interior avem loc unde putem să ne ținem buletinul, loc unde putem să ne ținem diverse carduri, permisul, banii putem să-i băgăm pe aici, în zona aceasta, în zona aceasta. Acesta este portofelul meu după 2 ani. Genial! Pentru un tranzit ușor, luați Activia cu Bifidus Essensis. Pentru un tranzit eficient, luați un e-tranzit de la Neste Automotive. Este o mașină care a ajuns să-mi placă maxim, deși nu mă așteptam să-mi placă. Nu sunt un fan declarat al electricelor, în sensul că nu mi se potrivesc mie, dar trebuie să gândesc și obiectiv și să-mi dau seama că uneori lumea nu are aceleași criterii ca mine, sau chiar deseori. Așa că trebuie să le înțeleg. Adică, chiar dacă mie nu mi s-ar potrivi o electrică, asta nu înseamnă că ele nu sunt bune. Problema cu mașinile electrice este făcutul temelor și ecosistemul în care ele se află. Adică contează foarte mult cum o conduci, cât timp o conduci, ce distanțe, de unde încarci, ce faci cu ea, pe unde mergi, în ce regim, în ce perioada anului. Multe variabile, mult mai multe decât la o mașină termică. Dar dacă îți faci temele cum trebuie de la bun început, s-ar putea să faci un deal bun, cum se spune. Și ăsta este un model care, exact așa cum îl vedeți, poate fi exemplu perfect pentru treaba asta. Mi l-au dat în custodie 2 zile, că atât am vrut eu, nu 3, pentru că fiind foarte mare, nu prea am unde să-l las la bloc.
însă am găsit un loc de parcare care este de fapt spațiu de încărcare și o să și las mașina probabil la încărcat acolo, cu cablu de mufă lentă lung frumos, așa că o să stea vreo 6-7 ore, nu-i problemă, nu mă interesează timpul de încărcare, deși e un factor important în acest business, însă am vrut să o încerc și nu o să o conduc pe autostradă pentru că nu are rost, nu-i făcută pentru asta, fizic merge, dar ar avea niște consumuri nejustificabile, cu excepția unor situații. Și o să-mi propun ca în această prezentare să o pun într-un context potrivit și să n-am abordarea clasică, ca de obicei, cu istoria modelului și țâși pe detalii tehnice, pe care cum o să le aflați, dar vreau să mă concentrez pe înțelegerea acestui lucru. Ca să urăști un lucru, trebuie să-l înțelegi. Nu-ți plac manelele, părerea mea e că trebuie să le asculți și să înțelegi contextul. Mie personal nu-mi plac ca fenomen, însă îmi place munca pe care ei o depun ca să învețe să cânte genul ăla de muzică. Exercițiile alea de tremolo sau felul digitației pe clape se numesc mordenți, acele exerciții sunt deosebit de complicate. Ca să cânți corect, tehnic, o manea, este foarte complicat, necesită ani de studiu și practică și faptul că din mânuțele alea tremurate pe clape iese o manea sau iese o melodie clasică de pian, este absolut aceeași muncă. Numai că lumea tinde să vadă doar eticheta aia socială și nu cumulează corect niște factori. Și se prea poate ca de multe ori să vezi că maneliștii sunt de fapt niște oameni care ar cânta altceva, dar nu aia se cere. De exemplu, Adi de la Vâlcea, nu-i cunosc numele real, deși pare un individ de factură și moralitate îndoielnică, că domne e manelistul ăla celebru, care de altfel cred că cânta niște manele mult mai calitative, dacă pot să mă exprim așa, față de ce este în prezent. Însă omul, deși poate nu vă vine să credeți, este unul dintre cei mai buni interpreți de chitară din lume. Are niște bluzuri cântate într-un mod atât de mișto, încât vă recomand să vedeți canalul lui pe YouTube și să ascultați cum cântă la una dintre chitările sale care au o valoare cumulată de peste 1 milion de euro și să vedeți că, de multe ori, trebuie să învățăm să separăm aceste lucruri. Și am făcut intro ăsta pentru că părerea mea este că așa e și cu electricele. Sunt neînțelese pentru că lumea nu vede toate perspectivele. Nu zice nimeni că trebuie să-ți cumperi o mașină de asta. Dacă însă o faci și o faci cu temele făcute, s-ar putea ca business-ul tău să fie mai productiv. Că de asta există această ofertă. Până la urmă, cel mai important e ca producătorii să aibă o ofertă variată. Cu ce nu sunt eu însă de acord și sunt convins că și voi, este politizarea acestui subiect. Adică ecobio, hai să salvăm planeta luând așa ceva. Discutabilă chestia asta pentru că tu practic maxim muți poluarea în altă parte, dar nu o reduci. Ideal este însă ca să electrifice obligatoriu segmentele industriale. Transportul în comun, toată partea asta de centru a orașelor să fie degrevată de motoare termice într-o formă sau alta, dar într-un mod sustenabil. Însă aia nu e o discuție pentru această prezentare și consider că face subiectul unui alt tip de podcast și am mai abordat genul ăla de subiecte. Așa că nu sunt adeptul hai să ne luăm toți mașini electrice care sunt inaccesibile prin preț și nu sunt la fel de modulabile la drum lung precum una termică, fie că e diesel sau benzină, și să lăsăm cumva evenimentele să se desfășoare singure și să aleagă situația în final care metodă prevalează. Dar e bine să avem oferte, așa că până la urmă lumea e un loc foarte amplu și larg și polivalent și important e să ai de unde să alegi. Ceea ce vedeți voi aici poate să fie și diesel, pentru că mașina este absolut identică din punct de vedere aspect, nu și tehnic însă. Transitul este unul din jucătorii celebri și importanți ai lumii dubelor, apărând în 1965 pe piața globală, pentru că au fost și modele făcute pentru Asia, America și pentru Europa. Ford a avut, prin natura existenței sale, mai multe divizii. Divizia din Anglia, cea din Germania, o divizie în America, una în Australia și, foarte important, una în Turcia, despre care am mai vorbit eu la prezentarea camionului Ford F-Max recent. Și cumva fiecare a contribuit cu ceva la un moment dat, și pe partea prozaică a mașinilor normale de stradă, dar și pe partea de motorsport. Ford Performance este o divizie care a acumulat Cosworth-ul, au avut de asemenea colaborări cu partea australiană, cu cea americană, parte de raliu, parte de competiții, NASCAR, Daytona și toate cele. Așa că e un brand polivalent. Și exact cum dubele europene din alianța Sevel, adică Peugeot, Boxer, Citroen Jumper și Fiat Ducato au apărut tot așa ca o nevoie de transport și ei au făcut familiile astea modulare. Dacă nu mă înșel, asta e a patra generație apărută prin 2014-16, care a primit un facelift în 2020, ce a modificat puțin estetică grilă faruri și a adăugat un infotainment mai
fățos la interior. SYNC 4 de data aceasta, care are și conectivitate wireless, nu mă refer numai la cea cu mobilul, ci comunică cu un server. Și asta înseamnă că în domeniul comercial ai acces la un modul de telematică și chestia asta este foarte importantă și serviciile astea sunt ceva modularizabil. Și că vine vorba de servicii, băieții ăștia de la Neste Automotive, unde am petrecut un început de zi minunat, pentru că am avut o conferință pentru inginerie, am fost invitat de către alt brand, respectiv BMW, să particip la o conferință tehnică despre niște motoare termice updatate, care sunt făcute, dezvoltate de un inginer român emigrat în Germania. Fizic, trebuia să stau undeva. Am stat la ei în reprezentanță și în timp ce eu ascultam despre BMW, când ascultam anumite chestii care îmi păreau de interes, mă și uitam pe ecran. În rest, am ascultat prezentarea, am intervenit cu niște întrebări și m-am târât efectiv la propriu pe sub toate mașinile din reprezentanță. Transituri de diverse modele, Ranger-uri, am văzut și un Bronco, m-am uitat la casete de transfer, motoare, turbine și am putut să compilez niște informații, a fost o dimineață minunată. Și am aflat de un serviciu pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. La Neste poți să te duci, de exemplu, să ai servicii de tinichigerie, vopsitorie și mecanică și să primești o mașină la schimb, care evident va fi tot un Ford, cel mai probabil un Focus sau un Puma. Și pe perioada cât mașina ta este în serviciu la reparație, îți vor da această mașină la schimb, evident în limita stocului disponibil, în ideea în care probabil nu au 50 de mașini disponibile dacă lumea aduce 50 de mașini pentru reparație, însă cu siguranță, dacă n-ai nevoie de serviciu, la mergând pe la ei prin curte o să vezi niște mașini minunate. Un angajat are un Ford Scorpio Ochios, generația a doua. Am mai văzut un Ford Mondeo cu motor de Volvo, acel 2.5 turbo de vreo 230 de cai sau 225 mai exact, din generația anterioară. Și un loc drag mie, colaborez cu oamenii la modul colegial. Îmi place să merg acolo și să avem discuții despre motoare, mașini, tehnică, auto. Și practic am ascultat conferința aia, m-am târât pe sub mașini, probabil sunt răpănos pe spate, dar a fost cu folos. Și după aceea am luat acest tranzit, l-am plimbat un pic și acum am venit în curte la Vetter, care este o firmă ce ne susține activitatea pe canal, în sensul în care ne ajută să ne dezvoltăm. Și de asta am și plac produsele lor, pentru că le înțeleg, le-am testat. Și a fost o chestie de, să zic așa, prietenie care s-a legat treptat și am zis că pot să folosesc cumva firma asta ca studiu de caz. Ei fac livrări de accesorii pentru telefoane mobile și în general electronică, baterii externe, încărcări, încărcătoare, cablaje, huse de telefon, folii și așa mai departe. Prin natura activității necesită curierat livrări. Așa că pentru ei e foarte pretabilă o asemenea mașinărie, mai ales că au rețea de panouri, curentul lor livrat este ieftin spre cadou, poate să încarce gratis de la soare. Toată activitatea este sustenabil creată cu aceste panouri, după o investiție consistentă, evident. Și aici, în fiecare zi, vine o dubă mare ca asta, plină cu dispozitive de vânzare, după care mașini mai micuțe încep și fac livrările la nivel național. Au și magazine în mall-uri, ultimul deschis este în AFI, așa că am vrut să vin aici și să văd încă o dată, să înțeleg business-ul ăsta de livrări și să descompun un pic partea asta de costuri. Dar până să ajungem acolo, trebuie să arăt un pic povestea tranzit. Repet, în 65 a luat naștere și au fost făcute mai multe variante. Din câte țin minte, în Marea Britanie se numeau Bedford la un moment dat și erau niște colaborări din astea interesante. Și în esență, el a fost ca format de dubă de la segment mic la mediu. Adică zona asta de 3 tone jumate, dar putea avea și sarcini mai mari. Și au fost în general configurații cu motor longitudinal, tracțiune spate și o gamă destul de largă de motorizări. Foarte important în această poveste este colaborarea cu grupul Koç din Turcia, respectiv cu fondatorul acelui Vehmi Koç, care, având foarte mulți bani, în anii 50, s-a gândit să facă o reprezentanță Ford în Ankara. Și a zis, bă, dați-mi și mie să văd cum e. Și a deschis sediu și a mers destul de bine. Și le-a propus să fie din ce în ce mai implicat în acest parteneriat și s-a ajuns nu la mai multe reprezentanțe, ci la fabrici. Au făcut inclusiv o mașină pentru Turcia, un brand care s-a numit Anadol. Și care Anadol în turcă înseamnă practic Anatolia în traducerea lor directă. Acea mașină națională n-a avut neapărat un succes, însă este important de văzut că tot ei dețin fabricile acelea Tofaș, care presupun colaborarea cu grupul Fiat în trecut, Tofaș Shahin, o celebră mașină care de fapt este un Fiat Regata la origine, și de asemenea colaborări diverse cu Mercedes pentru camioane
și pentru partea de Ford, mai ales. Mă refer la Mercedes, nu este legătură cu, decât cu faptul că sunt fabricate în Turcia, scuzați confuzia. Însă, în zona de județa Istanbulului, vei vedea faptul că se fabrică tirurile Ford de Fox și sunt diverse colaborări pe genul ăsta de mașinării. Inclusiv mașina asta este făcută acolo. Unele identice însă sunt făcute în America pentru piața americană. Practic, asamblarea este una care are loc acolo. Proiectarea însă este una generală, spre deosebire de camionul acela F-Max, care e un produs care are componente europene în proporție de 70%, dar toată partea de inginerie și dezvoltarea are loc în zona turcească, revedeți acea prezentare pentru detalii. Așa că eu zic că e o colaborare interesantă cu ce s-a întâmplat acolo. Printre altele, unii din băieții, nepoții acestui individ au și echipe de fotbal, cum ar fi Fenerbahce, au acțiuni pe la Barcelona. Ei dețin, dacă nu mă înșel, și grupul acela Arcelic, care deține Beko și Arctic la noi, ce nu sunt departe de zona asta unde filmez eu. Și așa se face că s-au adaptat pentru piața globală. Acest tranzit, când a apărut el și până în prezent, în funcție de zona unde e vândut, are diverse combinații de motoare, care mi se par cel puțin interesante, pentru că în Europa, din păcate, nu primești motoare foarte mari. Așa că dacă te uiți pe partea de diesel, ele au avut 2.0, 2.2 și 2.4, care au fost mai multe tipuri de motorizări. Unele erau de origine PSA, altele erau de origine Ford, dar mai multe familii de Ford, pentru că, de exemplu, 2.2-urile și 2.4 mai ales erau un motor din familia ZSD de Ford, acele Pume, cum erau numite, care sunt niște motoare 100% Ford. 2.2-urile au avut amestec pe unele zone, ori din partea asta de Puma ZSD, dar și cu colaborări de PSA. Și mai există, de asemenea, versiunile EcoBlue, care sunt după 2015 aproximativ, ce vin cu acea mult urâtă curea de distribuție în ulei, un motor care este preluat de pe Ford Ranger și nu e neapărat cel montat pe un Mondeo, în sensul în care are niște adaptări specifice pentru transportul acesta utilitar. Și astea au în general între 105 și 185 de cai, una sau două turbine, fiind niște motorizări diesel common rail. Vedeți prezentarea recentă cu Fordul acela Ranger, care este acum și un Volkswagen Amarok, în urma unei colaborări interesante, în care ambele firme fac chestii reciproce, adică Ford dezvoltă produse care au și siglă Volkswagen și Volkswagen dezvoltă produse care au și siglă Ford. Și e pe principiu sharing is caring, așa că fiecare are de câștigat. Și motoarele care îmi plac mie cel mai mult, dar din păcate nu știu dacă o să ajung să le conduc vreodată prin România pe aici, pe această caroserie, am avut plăcerea să le conduc în alt context, sunt cele mari V6 pentru state, care sunt ori 3,5 sau 3,7 litri aspirate natural, de aproximativ 285, respectiv 275 de cai, și o variantă 3,5 cu EcoBoost, cu două turbine de 310 cai, cu 6 sau 10 trepte automate. Și asta înseamnă că mașinuța asta poate să facă un drift minunat, pentru că are 310 cai, 10 viteze tracțiune spate. Și asta înseamnă că e o mașină foarte puternică, așa cum se cere la ei. Inclusiv Fiatul Ducato, care se vinde ca Ram ProMaster în Statele Unite, are un Pentastar de 275 de cai cu tracțiune față, V6 de 3,6 litri, o motorizare pe care nu o vezi în Europa, așa că acolo nu prea câștigă dieselul din punctul ăsta de vedere. Și vă invit să vă alocați destul de mult timp și să studiați canalul acela TFL Truck și să vedeți că din punct de vedere comercial nu prea are logică tractatul cu diesel. O să mă înjure mulți când spun chestia asta, dar e vorba de bani. În Statele Unite ale Americii, o configurație de mașinărie de asta diesel e cu cel puțin 10.000 de dolari mai scumpă decât una pe benzină. Deși poate în litri la sută consumul este puțin mai mic pe diesel, motorina e mai scumpă, prețul de achiziție al mașinii este mai mare și puterea acelor motoare diesel este mult mai mică decât a celor pe benzină. Și avantajul de cuplu la roată se obține întotdeauna la benzinar, pentru că vitezele au raport mai scurt și diferențialul final are raport mai scurt. Și asta înseamnă că mașina pune mai bine jos și în bani roata se învârte mai ieftin cu benzină decât cu diesel, cel puțin în Statele Unite ale Americii, unde paradoxal prețul combustibilului este cam ca în Europa. Nu mai există un dolar galonul, e 1, ceva dolar litru, adică se apropie de 4, poate chiar 5 dolari galonul, așa că n-au un avantaj competitiv pe partea de preț. Acele motoare însă sunt interesante din punctul meu de vedere, că unele au injecție multipunct, altele au directă, altele au directă plus multipunct și unele sunt și supraalimentate. Ăsta, în schimb, este full electric și se vinde și acolo și aici.
Și depinde foarte mult de cum îl configurezi. Tranzitul ca familie generală are multe variații, pentru că acele motoare termice, cu precădere cele de 4 cilindri, unde am uitat să enunț că există și EcoBoost de 2 litri sau 2,3, care tot așa au ceva căluți, pot fi montate transversal cu tracțiune față sau longitudinal cu tracțiune spate sau integrală, caz în care sub ea se află o casetă de transfer de Ford Ranger, un BorgWarner, care nu are diferențial central și care folosește un pachet de ambreiaje multidisc pentru un sistem permanent, simulat, sau un sistem cu craboți pentru un cuplaj part-time. Adică ai parte de posibilitatea asta de conversii. Însă electrica este gândită foarte mișto și modular. Și se înrudește atât cu Fordul Mustang Mach-E, cât și cu Fordul F-150 Lightning, care sunt de asemenea niște vehicule electrice modulare. Așa că dacă te uiți la ea, forma este de Ford Transit. Această caroserie pentru electrică poate fi comandată în 25 de configurații, pentru că ai 3 valori de lungime și 2 de înălțime, care pot veni cu șasiu chel fără cabină, șasiu chel cu cabină, sau dubă, cum este aceasta, sau dubă cu cabină dublă, care are locuri. Așa că ai tonaje de 3,5, 3,9 sau 4,25 tone, cu diverse categorii de permis, evident, și asta plus motorizările îți dă multiple configurații. La electrică sunt 25 pentru că ai 2 configurații setabile ale acestui motor, mecanic sunt identice. Și deși arată ca un Transit, mecanic e puțin diferit. Și nu mă refer prin faptul că este electric, ci prin faptul că are o cu totul altă suspensie decât te-ai aștepta. Păstrează formatul McPherson pe față, cu servodirecție electromecanică, însă pe puntea spate nu are osi și cu un sistem din acela cu arcuri sub formă de foi, ci are un sistem cu brațe independente trailing, adică sunt niște suspensii în care fiecare roată se mișcă independent. Motorul este prins pe carcasă pentru că nu are un șasiu, ci este monobloc făcută, de asta față de Iveco Daily nu poate să transporte niște sarcini din astea de 7,5 tone, că nu duce, nu-i făcut pentru asta. Așa că avem arcuri elicoidale cu brațe independente și cu motor montat pe șasiu, dacă îl putem numi așa. Asta înseamnă că avem planetare convenționale ca pe față, cu burduf, cu constant velocity joint, adică exact cam ca o punte față. Și Ford F-150 Lightning are exact același tip de suspensie, care o diferă total, o separă față de formatul acela clasic cu osie, cu foi de arc. Și asta înseamnă că nu are o masă transportabilă foarte mare. Vehiculul are între 2,6 și 3 tone greutatea lui proprie, așa că masa maximă total autorizată și mai exact încărcătura reală pe care o poți transporta sunt undeva în jurul a între 500 și o tonă și un pic. Pentru că deja vehiculul e greu și depinde mult de categoria de permis și configurația de lungime, înălțime și așa mai departe. E, motorul este foarte interesant pentru că e făcut de o firmă inexistentă, ca să zic așa, pe care aș putea să o numesc BorgWarner. Pentru că de fapt este o alianță între BorgWarner și Magna Powertrain și Ford. Pentru că în funcție de anul în care a fost produsă această mașină și unde a fost montat acest motor, era făcut de unul din ăștia, să-i zicem, 3 fabricanți. Mustangul Mach-E are variantă cu motor spate, cu tracțiune integrală, adică 2 motoare, care pot fi de 2 tipicuri, adică un motor mai puternic pe față sau unul mai slab. GT-ul, de exemplu, are 2 motoare identice față-spate care sunt puternice. Fix acel motor și cel care este montat pe Ford F-150 Lightning se află și pe această mașină. El este caracterizat de un sistem simplu de magneți permanenți în rotor cu stator bobinat și, în principiu, componentele rotative interne sunt făcute de către Magna. Carcasa însă și cu reductorul planetar sunt făcute de BorgWarner. Și acum mai nou, producția a fost integrată în uzinele Ford Van Dyke, parcă se numesc, din America. Dar asamblarea finală a vehiculului este în Turcia. Așa că motorul ăsta, părerea mea personală, este că a rămas la aceleași componente furnizate și de BorgWarner și de Magna, dar asamblarea finală are loc la Ford și atunci de-aia au putut să-și ia tutela asta. S-a mai întâmplat chestia asta la Ford cu transmisiile acestea HF45 se numesc, Fordul Kuga, hibrid și plug-in. Ele sunt de fapt Aisin. Au fost Aisin fabricate pentru Ford sub licență și de la a treia generație încoace ele de fapt sunt făcute de Ford
cu licență luată de la ăștia și de-aia sunt numite transmisii de Ford. Ce am promutat Aisin și a pus și pe Toyota este ideea de a monta coaxial motoarele pe două axe separate, nu pe aceeași linie, adică mai compacte. Revenind la această mașină, deci avem un motor care, în mod normal, este setat la 190 de cai sau la 270, dar diferă parametrizarea, pentru că fizic este exact același motor și din ce observ eu, față de Mustang Mach-E și de Ford F-150 Lightning, nu are invertorul plasat în corpul motorului, ci este undeva în partea din față, ca să fie probabil puntea mai ușoară, că la dube contează sarcina per punte, că să dea bine în acte. Așa că motorul ăsta am putea să-l considerăm de Ford, dar are un istoric de Magna Powertrain și de BorgWarner. Oficial, până la un punct, motoarele mici de pe puntea față erau făcute cu Magna și cele puternice de pe puntea spate sau puternice pe puntea față erau BorgWarner. Ele, în esență, repet, sunt cu magnet permanent, stator bobinat unde este electromagnetul. Au o pompă electrică de ulei care are un filtru servisabil ce plimbă uleiul prin acea transmisie și un termoflot care face schimb de temperatură cu un circuit de antigel cu o pompă electrică proprie, iar reductorul este unul foarte interesant pentru că față de alte branduri nu merg pe ideea de a avea niște pinioane unul lângă altul, precum cele care se află într-un ceas de mână mecanic, ci merg pe pinioane planetare concentrice, adică practic axul motor este gol pe dinăuntru pentru că planetara de la roata stângă trece prin el. Și acel ax gol are niște caneluri mici care se întrepătrund cu un set de pinioane care sunt statice și practic motorul în momentul în care se rotește mișcă și pinioanele alea, care la rândul lor au niște coroane lângă mai micuțe care se întrepătrund cu un fel de oală ce are niște dinți pe exterior și practic ai două etape de reductor combinate într-o oală care este concentrică peste motor, nu e lângă el și asta înseamnă că e un reductor foarte compact și acea carcasă este fizic legată de colivia diferențialului, unde unul din pinioane transmite rotația printr-un cardan prin motor către roată și celălalt pinion către roata cealaltă. Deci diferențialul este lângă motor și impulsul lui pentru una din roți trece prin rotorul rotativ al acestui motor. Și bateria este exact cea de 77 de kW brut, 68 utilizabil, de pe un Mustang Mach-E normal. Ceea ce dă teoretic un 317 km autonomie, real aș spune cam 200. Eu cu 100% baterie când m-am urcat în ea mi-arăta 178 de km. Și ajungem imediat la aceste cifre. Legat de configuratorul mașinii și de preț. O termică diesel de 105 cai, după exact aceeași mărime, aceeași configurație, pleacă de pe la aproximativ 36.000 de euro. Această mașină pleacă de la 66.000 de euro. Diferența dintre puterile setabile ale motorului este 1.400 de euro și ai două niveluri de echipare. Ăsta de top se numește Trend și diferența între bază și Trend este vreo 2.600 de euro. Astea sunt prețuri cu tot cu TVA, așa că mașina asta are ca bază de plecare un preț de la 66 la 71.000 de euro. Ai însă niște pachete opționale, cum ar fi unul de confort interior vreo 800 de euro care are parbriz încălzit electric, are pilot cruise control, niște ecrane pe acolo, navigație la interior, partea asta de scaune încălzite, chestiuni de creature comforts și sunt foarte multe pachete configurabile pentru că mașinile au tot felul de conversii posibile. Poți să pui trepte pe afară, scări, uși, chestii de genul. Așa că vizitați configuratorul și o să vedeți acolo. Ai parte și de conversii care pot fi făcute de firme cu care Ford are parteneriat. Și intervine problema asta a prețului. Deci față de termicul de bază, asta este mai scumpă cu 30.000 de euro. Doar că, teoretic, dacă o iei cu programul Rabla, ai parte de vreo 11.000 reducere. Cel puțin așa era în trecut. Hai să nu băgăm calculul ăsta și să gândim totuși la programul care va fi peste vreo lună, care reduce cam cu 5.500 de euro prețul. Așa că diferența efectivă dintre pur termic și cel electric, într-o configurație normală de bază, cum până la urmă este și acesta, că indiferent că ai dotări în plus sau minus, dacă le aplici la ambele configurații, diferența de preț dintre ele este absolut aceeași. Obții undeva aproximativ 25.000 de euro diferență. Și zici, bă, nu-i cam mult? Câtă motorină bag de banii ăștia? Da.
Adevărat. Și sunt de acord cu chestia asta. Doar că asta nu e o dubă pentru transfer extraurban. Adică nu te duci la Arad cu ea. Nu. Este o dubă pentru livrări municipale și maxim pentru navetă. Adică dacă ai o asemenea afacere unde ai panouri în care ai investit deja și tu de ceva timp nu mai plătești curent pentru că ți-l produci singur, poți să mergi ieftin spre cadou, prin faptul că încarci de la soare la propriu. Ai temele deja făcute și în momentul ăla când îți iei o asemenea mașină, chiar dacă implică un pic de condus ineficient, extraurban, tare, pe autostradă, vânt și așa mai departe, tu ajungi în oraș unde faci livrări și faci profit. Și asta înseamnă că nu te plimbi cu mașina asta, ci o plimbi în scop lucrativ. Indiferent că livrezi cărămizi, telefoane, materiale de construcții, oameni, habar n-am, tu faci profit, ai o afacere. Și dacă dă cu plus, înseamnă că e o alegere bună și poate să dea cu plus. Pentru că, realmente, dacă stăm să ne gândim, m-am documentat temeinic pe treaba asta, un curier care lucrează în București și face livrări, indiferent de firmă, conduce între 82 și 105 km pe zi, maxim. Și acolo se potrivește o mașină din asta, pentru că e mult mai ușor de condus și de servisat ca mentenanță. Ajung imediat acolo. Hai să considerăm 100 de kilometri pe zi. Ori 5 zile lucrătoare, ori 4 săptămâni în lună, ori 54 de săptămâni câte sunt în esență, ai practic undeva la 30.000 de kilometri pe an de rulaj comercial. Pentru că Duba n-are concediu. Dacă persoana care o conduce e în concediu, un coleg îi ține locul, deci ea merge tot anul. În acești 30.000 de kilometri, dacă împarți la 100, ai 300 de unități a 100 de kilometri. O dubă pe motorină consumă cam 12% medie în bord, atât au toate dubele cu care am interacționat. Dacă multiplici chestia asta în preț, ajunge să îți dai seama că tu bagi cam aproximativ 6.700 de euro pe an în motorină. 30.000 de ron, dacă mi-aduc bine aminte, ieșise calculul. Dacă mergi pe curent, luat de la rețea, la prețul la care se vinde oficial, nu panouri, ar veni pentru societate comercială cam 1,3 lei per kilowatt. Și asta înseamnă că tu cu această mașină, la o medie reală cam de 25, maxim 30 de kWh consum pe 100 de kilometru, ai 300 de unități a 100 de kilometri și pentru fiecare 100 tu ai un consum de 30 de kWh. Adică îți iese o valoare, dacă nu mă înșel, de vreo... nu mai știu cât dau acum, dar știu prețul în lei, undeva la 9.700 de lei costul curentului pe an lucrativ. Așa că tu ai o diferență destul de mare între cât este motorina și cât este curentul. Și asta înseamnă că într-un an, termic versus diesel, cu curent la 1,3 lei, neluând în calcul situația în care ai panouri și încarci gratis, această mașină îți produce o amortizare, o diferență, care se acoperă în 5,7 ani. Adică după 5,7 ani, tu ajungi să acoperi diferența de preț de aproape 30.000 de euro pe care mașina asta o are. Dar de multe ori, firmele iau mai multe asemenea dube și poate conduc mai mulți kilometri și încarcă la un preț mult mai mic decât am comunicat eu, pentru că astea nu sunt făcute să încarci de pe stradă. Astea sunt făcute să încarci de la depou, pe curent ieftin, negociat cu panouri, adică temele făcute. Și asta înseamnă că poți să ajungi să te deplasezi mai ieftin cu această mașină, pentru că la transport roata trebuie să se învârtă cât mai mult și cât mai ieftin. Asta contează. Așa că dacă te uiți la detalii, n-are ambreiaje. N-are volante cu masă dublă, n-are curele în ulei, nu are niște uleiuri care să se schimbe la intervale atât de dese. Are antigel și ulei pentru transmisii, dar se schimbă mult mai rar. Nu ai DPF-uri, nu ai EGR-uri, nu ai sistem de frânare convențional. El există, dar nu e atât de des folosit, așa că nu consume atât de multe plăcuțe. Și practic n-ai niște componente care, în mod normal, costă bani. Reviziile sunt mai scumpe la una termică și sunt mult mai dese. La această mașină nu trebuie să schimbi uleiul la 10-15.000 de kilometri. În acele transmisii probabil îl schimbi la 125.000 de kilometri după mulți ani, după 6-7 ani. Poți să faci și mai repede chestia asta, dar nu au uzură mecanică la fel ca cele electrice. Bateria se va degrada, dar o amortizezi. Că poluezi, asta e altceva. Până la urmă, scopul unei firme e să facă profit într-un mod sustenabil. Așa că, arătând acest calcul, am vrut să pun în context cum ar trebui privită o asemenea mașină. Și întrebări de genul, dar ce faci dacă te duci pe Transalpina și prin scoadă? Păi n-ai ce să cauți acolo cu asemenea mașină. Așa că chiar dacă ea consumă relativ mult în condiții de mers similare, autostradă, condus tare, evident, contează foarte mult cât de înaltă, cât de lată e, cât de grea, ce tip de anvelopare și cât de încărcată este,
dacă faci calculele corect, s-ar putea să dea bine. Dar la o primă vedere, da, este foarte scumpă, costă mult mai mult. Și mai e un aspect pe care lumea îl omite. Dacă lucrezi în domeniul transporturilor, ai anumite contracte și poate cei care au asemenea firme îmi dau dreptate, în anumite situații nu ai voie cu motor termic în anumite zone și la anumite ore. Dacă un bloc, un cartier mare din București are la parterul unor blocuri un Lidl, este ilegal să te duci cu camion să alimentezi la 4 dimineața, marfa, cu motorul pornit, pentru că gălăgia aia este incompatibilă cu acea oră. Nu poți să iei gunoi până în 6 dimineața. Nici măcar mascații n-au voie să vină înainte de 6 dimineața. Dar pentru că această mașină nu emite noxe local pe unde circulă și nu produce zgomot, poate primi niște contracte de transfer de marfă în zone unde, în mod normal, cu motorină n-ai putea intra. Că îți place sau că nu-ți place, dacă îți faci temele, ai acces la niște contracte cu bani care s-ar putea să fie mai profitabile cu o mașină din asta decât cu una diesel. Genul ăsta de detalii trebuie observat. A fost un intro lung, dar am vrut să pun mașina în context. Mai departe o să arăt interiorul și mâine, după ce conduc mai mult prin oraș, că o să mai am niște drumuri, o să fac partea de condus și nu o să merg pe autostradă, am simulat o viteză de autostradă, că nu e pentru asta făcută și vă dați seama că cu acest P+1 plus pridvor și mansardă, la 140 de km pe oră viteză pe care o prinde, este ca un zid, nu-i făcută să meargă acolo și probabil are niște consumuri de 50 de kWh acolo. La mers însă extraurban, am scos niște cifre la care mă așteptam, abia aștept să confirm valorile din oraș, că încă nu a mers foarte mult. Așa că zic eu că am reușit să o disec cât de cât tehnic, însă hai să vă arăt niște lucruri drăguțe sub capotă, pentru că se vede foarte bine că e o mașină care la origine e gândită termic, care a fost electrificată și există inclusiv variante mild hybrid. Așa că pasiune în această mașină aparent nu există, însă vă asigur că e foarte plăcută la condus. Are scaun de mașină, nu de dubă, chiar dacă te poate păcăli poziția peretelui, este reglabil pe multe unghiuri și este confortabil, nu la fel de confortabil ca cel cu spumă cu memorie de Iveco Daily, nu are suspensii pe perne, dar este o mașină gândită pentru volum, nu pentru greutate. Iveco Daily e o mașină care poate să care și sarcini maximale, așa că necesită o suspensie Air Pro și alt stil de dubă. Electrificarea la Daily e diferită, pentru costuri reduse au păstrat axă osie, care în loc să aibă un cardan până la un motor în față, lângă osie există un motor care alimentează osia printr-un cardan foarte scurt. Dar practic, din punct de vedere suspensie și motricitate, e aceeași mașină ca Daily-ul termic. În cazul de față, au ales să aibă axă electrificată, exact cum s-a întâmplat și la Fuso Canter de la Mitsubishi, pe care l-am testat recent. Și hai să vedem ce se află sub capotă, cum arată în spate, cum e înăuntru. Și acum, nu știu cu ce aș putea să mai continui acest intro, cred că am zis cam ce era de zis, așa că prețul acestei mașini, fix așa cum o vedeți, undeva la, cred că, 72.000 de euro, preț de listă, la care nu includem eventuale discounturi, rable și alte chestiuni, culorile sunt configurabile, îmi place că poți să pui faruri cu xenon și cine zice că, domne, farurile pe halogen consumă, gândiți-vă că bateriile au 68 de kW, adică au 1000 de W ori 68.000 de W. Un bec pe halogen consumă 45, maxim 75 de W pe oră, ori 2. Este nesemnificativ consumul unor ștergătoare și a unor faruri în consumul electric al unei mașini. Nu are pompă de căldură, are un sistem care încălzește antigelul și îți dă căldură și sunt 3 pompe electrice pentru că ai 3 circuite termice dedicate care sunt alimentate de 2 vase de expansiune. Și cel mai simplu este să vi le și arăt, așa că rămâneți alături dacă vreți să mai aflați detalii interesante. Mașina asta păstrează ceva ce Fordurile vechi aveau. Ăștia care ați avut Focusuri 1, 2, Mondeo-uri mai vechi, țineți minte cheile alea tubulare pe care ei le aveau, care au butoiași, barrel key. Și Jaguarul folosea, diferența era pe vremea când era deținut de Ford, diferența este că la Jaguar erau mai puține teșituri din alea la cheie. Așa că avem o cheie normală clasică și ca să deschizi capota, trebuie să introduci cheia în acest butuc și aici scrie 1 și 2. Dai o dată așa și o dată așa și în felul ăsta se eliberează cumva siguranța aceasta. Și se poate vedea că se deschide capota. Puține dube au, de exemplu, Daily nu are tijă, are un fel de arcuri autoportante. Aici este cu baretă. Și aici poți vedea
că e o cuvă clasică unde ar fi încăput motorul termic cu transmisia. Așa că are exact același lucru, doar că e reconfigurat. În partea asta ai niște elemente care sunt scurgeri, să n-adune umezeală. Aici este zona de filtrare aer pentru cabină și putem vedea aici electronica mașinii. Ea este tracțiune spate, deci în față aici nu are nimic și necesită niște adaptări pentru a avea eficiență de cost și a nu să nu trebuiască modificări ample. Așa că păstrează un sistem convențional de frânare cu tulumbă cu vacuum, însă neavând un motor termic care să aibă o pompă de vacuum sau o galerie de admisie cu vacuum natural, sursa de vacuum prin acea conductă este generată de o pompă electrică. Așa că odată la câteva apăsări de pedală, aceasta bâzie destul de pronunțat și creează vacuum pentru servoasistare convențională. De asemenea, faruri, ștergătoare, toate cele, astea au halogen becurile, însă opțional pot avea xenon. Și de asemenea, pentru că nu are un motor termic, nu are o folie cu curea de accesorii, deci compresorul de aer condiționat este electric. Nu este însă o pompă de căldură, pentru că pompa de căldură este un sistem, nu e de fapt compresorul. Când zici pompă de căldură, ai fix aceeași piesă, doar că ai multe valve de sens, condensatoare și vaporizatoare, termofloturi, schimbătoare de căldură. Această mașină are două vase de expansiune care funcționează la aceeași presiune. Și asta înseamnă că ai un singur radiator termic, nu două, deși sunt trei circuite de răcire. Și faptul este evidențiat de prezența una, două și undeva mai jos acolo trei pompe electrice. Pentru că, dacă ne uităm aici, avem tur-retur antigel pentru habitaclu, adică încălzirea în cabină, care încălzire este realizată de acel element de acolo, care este o termorezistență PTC, Positive Temperature Coefficient, care însă încălzește antigelul. Are un fel de reșou electric care este scăldat în antigel și pompița asta recirculă acel antigel în zona de habitaclu, vasul său de expansiune fiind ăsta. Pe urmă, dacă te uiți la alte detalii pe aici ce vei vedea, o să vezi încă un rând de conducte, cum ar fi cele de acolo din stânga și încă două în dreapta. Și asta pentru că motorul electric din spate are un termoflot prin care circulă ulei și antigel. Uleiul este pompat de pompa electrică și recirculă și răcește și unge toate internele motorului, rulmenți, diferențial, toate cele reductor. Și pompa de apă electrică de aici, de exemplu asta, recirculă antigelul în acel termoflot ca să răcească carcasa motorului electric și internele. Și ailaltă pompă de acolo se ocupă de precondiționarea bateriei. Și în felul acesta, elementele sunt răcite sau încălzite, că depinde de temperatura ambientală. Căldura în cabină e dată de acel element care consumă în principiu între 5 și 7 kW pe oră. Ăsta electric consumă cam 2-3 kW pe oră și practic dacă dai drumul la căldură și aer condiționat s-ar putea să ai un consum de 10 kW pe oră în anumite situații. De-aia scade autonomia. Și ce mai este aici prezent și se ocupă niște pompe specifice să recircule, putem vedea sistemul acesta de convertor-invertor. Pentru că ai odată curentul continuu din baterii trebuie transformat în curent alternativ pentru motorul electric și asta înseamnă invertor. Ai însă și un convertor care coboară voltajul înalt la valoare redusă pentru a încărca bateria de 12V care alimentează farurile, sistemele electrice ale mașinii, ecranele, ștergătoarele, stopurile, semnalizările și rămâne pe voltaj înalt, cablu portocaliu, acest compresor de aer condiționat. Este o arhitectură de 400V, încarcă pe la 115 kW putere pe curent continuu și 11 kW trifazat pe curent alternativ, mufa de încărcare fiind clasică de mașină electrică, fiind situată aici cu capace. Ai și aplicație cu precondiționare, cu toate cele poți să vezi statut și poți de asemenea să ai telematics, adică manager de flotă, care să se ocupe de toată partea asta de detalii și să limiteze accesul șoferilor la anumite meniuri, să tempereze accelerația motoarelor. Și da, cam atât este în acest compartiment. Aici putem să vedem vaporizatorul de la aerul condiționat, care este pentru încălzirea habitacului și acolo sunt niște termofloturi, unde antigelul poate să cedeze căldură în refrigerant sau invers, așa că se pot și încălzi și răci anumite zone. Ce mai e pe aici? Servodirecția clasică electrică.
electromecanică cu casetă normală, suspensii McPherson și un Bartai compartimentul gol, destul de antifonat, pentru că la mașina asta auzi alte zgomote. Ce mi se pare interesant de asemenea la mașinile astea, aluminiu, trebuie să produci zgomot cumva pentru ca pietonii să recepționeze prezența mașinii. Are un design frumos, îmi place că e discret, adică nu-ți dai seama neapărat că e o mașină electrică, doar uitându-te, de exemplu, la numărul de matriculare, că e verde și care are dungulițele astea electrice pe aici și, evident, detalii diverse. Așa că păstrează o grilă ca de termică, jante clasice cu capac, e o mașină cu ceva gardă la sol, poate să aibă tot felul de ornamentări de praguri, iar dacă te uiți la partea de punte spate, vei vedea faptul că are niște arcuri convenționale care sunt prezente aici, deci nu poate să care o sarcină foarte mare. Are brațele astea trailing în partea de aici și se pot vedea că sunt practic niște bascule compuse. Și în zona aceasta se poate vedea motorul cu reductorul, cu termoflotul, planetarele, arcurile, toată partea asta de detalii, care e cel puțin interesantă. În zona de spate am observat o chestie. Când închizi mașina, așa, evident că clanțele rămân blocate. Keyless entry-ul este clasic, adică deschizi alele. Dacă însă vin spate, tu nu ai keyless entry pe partea asta de uși. Dacă deschizi așa, tot nu se deschid ușile, pentru că ai un buton dedicat pentru uși. Că e mașina mare și probabil să nu-ți intre alții înăuntru. Dacă faci chestia asta, se poate vedea cum ușile se deschid și ai clema aceasta de aici. Mașina, evident că poate avea și format cu geam, cu locuri, implicit lunete, care pot avea și ștergătoare opționale, sunt cam 170 de euro ca opțiune. Dacă vrei să cași ușile mai mult, tragi de aceste cleme și ușa se dă până peste cap, însă blocajul se face din balamale și elementul ăsta rămâne blocat așa. Pur și simplu trebuie să tragi de ușă și mecanismul se reblochează. Îmi place că aici are un mic butonel pe care îl poți apăsa și ai o lumină de manevră unde se află și camera de marșalier care e la etajul 1 și poți să vezi efectiv peste gard când ai cu spatele. Și de asemenea aici are un mecanism de blocare în cazul în care cineva face chestii răuvoitoare. Interesant că aici ai alte modele de tranzit, că sunt 4. Ai Tourneo Connect, Transitul Custom, sunt tot felul de configurații care nu sunt neapărat aceeași mașină, diferă destul de mult. Așa că înăuntru poți să ai între 9 și 15 metri cub volum de marfă, dat de acele 3 lungimi și 2 înălțimi și sunt foarte configurabile. Aici constat o podea care este hidrofobă, deci ține la apă, poți să o speli, și capitonaj din ăsta pe lateral, care are o formă de izolare termică antifonare, dar evident că după caz fiecare poate să-și facă chestii suplimentare. Iar în partea asta de aici, lumini configurabile care sunt cu becuri simple, nu sunt LED-uri. Și cam atât în linii mari. Se închid hotărât, așa ca să zic. Și au și partea asta de ușă laterală, pe care dacă o tragi, se deschide la mână. Un sistem de bucșe din astea de cauciuc care să blocheze deschiderea ușii mai mult, rulmenți pe partea aceasta de aici, un sistem de treaptă care este din textolit cu diverse inele de ancorare și nu are niște guri de vizitare în partea asta, dar cred că pot fi tăiate, inclusiv pot să montez un gemuleț acolo. Cam atât ar fi partea asta de aici. Aveam eu o curiozitate. Aceste oglinzi, da, se mișcă cu mâna ca să le poți regla, nu sunt electrice și mai multe variante de extensie a oglinzii în funcție de mărimea dubei. O fațetă de ușă clasică, fără cine știe ce detalii, geamuri care sunt cu vizibilitate foarte bună, mânere, chestii. Dacă te uiți la zona asta de banchete, sunt 3 locuri întregi, iar șezutul acestora este detașabil, pentru că aici ai spațiu de depozitare unde, de exemplu, se află cablurile de încărcat. Aici ai cablajele pentru încălzire și inclusiv scaunul acesta de pe mijloc se poate bascula ca să poți avea acces la zona aia de încărcare. Iar aici ai o cotieră care poate fi folosită și ca masă de acte. Elementul acesta de aici nu este reglabil și nici partea asta de scaune. Este pur și simplu o banchetă fixată, acces destul de facil. Nu are un tunel median
consistent, așa că poți să stai inclusiv unul ca mine, stă bine și genunchii nu ajung în zona de bord. Aici avem materiale tari, spații de depozitare. În partea aceasta o priză clasică de acces, adică, mă rog, 12, ce dracu zic aici, 12V, tor pe două, câteodată mă încurc. Și aici, de exemplu, este configurația dubei. Ea este setată pe 3,50, pentru că înseamnă acele 3,5 tone. Ele în state se numesc 150, 250, 350 după format. Asta e varianta de 270 de cai, trend, nivelul de echipare mai bun, să zic așa, care are câteva chestii opționale, cum ar fi cureaua, o roată de rezervă, lămpi, LED, chestii de genul acesta și prețul final e ăsta. Doar că, repet, un preț de listă, sunt multe variabile aici care pot fi făcute și aici putem să vedem un aspect așa general cu tipurile de șasiu pe care mașina le are. Spații de depozitare, sticle, chestii, aici Edita mai elementul care nu are oglindă, nu ai niciun fel de oglindă retrovizoare pentru că n-ai ce să vezi. Spații de depozitare capitonate în partea asta, unde se, asta cred că e o cârpă care a fost întărită, cu care s-a șters vreodată ceva, cuier în partea de sus și cam atât. Destul de înăltuță. Binișor antifonat, închegată, se conduce chiar plăcut, contrar aparențelor. Iar în partea de acces la șofer ai și ea la asta mecanică clasică. Aici ar fi fost în mod normal alimentarea pentru AdBlue și motorină sau benzină după caz, doar că ușa asta este blocată pentru că n-ai ce să alimenteze acolo. Și aici îmi place ceva, mare grijă, nu puneți telefon aici, pentru că dacă faci chestia asta, cum eram tentat să fac din prima secundă când m-am urcat în mașină, pare ok. Problema e că dacă trântești ușa cu poftă, acolo se produce brusc nevoia unui telefon nou și de asta este semnul acesta cu nu băgați telefon. Comanzi de geamuri, de închidere a ușilor, frână de parcare cu auto-hold, modul automat de lumini cu proiectoare, reglajul oglinzilor și îmi place că șezutul acesta are configurație din robinet, ridicare aici, ăsta îți ridică aici, cotieră individuală și reglaj pentru partea asta de spătar. Un spațiu de depozitare aici și volanul este similar cu ce ai găsit probabil pe o Kuga. Aici, de exemplu, ai mufă USB-C cu o priză de 12V și mai e undeva o priză de 12V aici cu altă mufă USB. Și asta înseamnă că ai date atât USB-C, cât și USB-A. Și dacă închizi frumos ușa, se aude vacuumul frânei. Butonul de pornire sistem este aici și odată ce ai cuplat, asta este frâna. Nu prea o auzi mers, doar pe loc o auzi, ea face vacuum acum ca să zic așa, să vacumizeze, nu presurizeze sistemul. Și practic când rămâne fără vacuum în sistem, ea compensează și pornește. Cine a mai văzut Ford-uri sau a avut, va recunoaște imediat aceste comenzi pe volan. Pilotul automat, limitator de viteză volum și în partea asta un controller pentru bord. Aici practic ai o grupă diversă de setări. Dacă intri pe toată partea asta, o să vezi niște elemente unde, de exemplu, poți să intri să vezi informații diverse. Poți să vezi de asemenea setări de ecran cu limbă, cu tot ce trebuie. Și mă gândesc dacă nu cumva are română, ia să vedem. Fordurile știu că nu au românește pe partea asta, dar pe infotainment, în schimb, au ajuns la un moment dat să aibă. Sisteme de asistență, unde poți să setezi diverse alerte în ce element să apară. Lane keeping-ul, pentru că ai partea asta, uite, eu vreau doar aid, adică să nu și bingăne, sensitivitate, intensitate, toate cele. Astea, de exemplu, simți cum mi-a făcut acum volanul vibrație. Pe urmă, sistemul de alertă chestii și dacă te duci pe partea asta, ai și setări de vehicul, unde mașina se oprește, bingăne dacă vrei, dacă nu. Sistemul ăsta de lumini, care îți arată, mă rog, comutatorul de lumini, ialele, toate cele. Și de asemenea, mai key, poți să parametrizezi niște chei, consumurile, și asta aici ai acces la două trip computere și cu reset individual de valori,
De asemenea, în partea asta, un grafic, chestii, lane assist-ul, busolă, muzică, telefon, setări și un grafic de putere. Ăsta e nivelul de baterie și ăstălalt este partea asta de grafic de putere. Și în partea clasică vitezometru, iar ecranul central este aici. Dacă, de exemplu, îl selectez marșalierul, vei vedea camera asta că e destul de amplă ca acoperire și mai ales că situează foarte sus partea de aici. Aș fi pus cumva și o oglindă retrovizoare să funcționeze pe camera aia. N-am văzut să fie opțiune. Selectorul de direcție, că n-are cutie de viteză, este așa și el lui e frână regenerativă mai puternică. Așa că infotainmentul e unul clasic. Dacă vrei ceva legat de climă, poți aici să activezi încălzirea și direcțiile de aer. Tot timpul ai temperaturile și încălzirile în scaun în partea aceasta de aici și le poți activa, dezactiva individual. Compresorul de aer cuplat, ai parte de o navigație, ai de asemenea o zonă de home unde există radio, telefon, conectivitate Android, orice setare este pe pictogramă și poți face toate aceste chestiuni de aici. Iar la features aici ai practic modurile astea de condus, care sunt 3 la număr și n-am văzut să modifice autonomia, ci doar răspunsul efectiv. Și de asemenea ai niște butoane fizice aici pe unde poți să pornești climatizarea, să închizi ecranul, o parcare de asta cu asistare semi-automată și butonul de avarie, cam atât ar fi. Luminile la interior nu sunt cu LED, sunt tot bec incandescent, nu știu dacă mă deranjează chestia asta sau nu. Volanul e reglabil și cam atât în linii mari. Hai să vedem cum e la drum, cum e ca impresie, antifonare, chestii. N-ascultăm muzici din astea, ocazional doar. De ce să fim ipocriți și să nu recunoaștem adevărul? Că până la urmă, că ne place sau că nu ne place, ce mai contează care, cum și ce ascultă? Important e ca mașinile astea să ajungă la timp la destinație, pentru că foarte mulți dintre noi, poate fără să ne dăm seama, depindem de ele. Când comanzi orice care îți vine acasă sau acolo unde comanzi, vine cu o asemenea mașină. Deci e prea puțin important felul în care șoferul se poartă. E important însă felul în care se poartă în trafic, adică ideea asta de a conduce civilizat este neapărat de respectat și chiar am avut o experiență neplăcută ieri. Un reprezentant de la o celebră firmă de scule, de care sunt foarte atașat, m-a înjurat ca primă reacție. N-am fost atent în trafic și am văzut că, mă rog, n-am văzut în prima fază că era o stradă care traversa coada. Doar că putea să spună, te rog, poți da puțin mai în spate ca să trec și eu nu. A zis-o direct, cu baston, cu alea, zic, pentru chestia asta nu mă voi da la o parte. Nu e ok să încep cu o înjurătură, adică conduita aia știi cum e. Bine faci, bine găsești, sau rău faci, rău găsești în situația asta. Era atât de nervos, a început să înjure și mai mult șofer l-am corectat. Deci ideea este să abordezi o discuție pe tonul potrivit. Și mă rog, astea sunt chestii pe care le poți vedea, uite, la Iuda. Pe YouTube, acel celebru curier care filmează momente din trafic pe o mașină similară și e un limbaj foarte colorat, însă arată niște realități din trafic. Și mașina asta mi-a depășit așteptările pe partea de confort în primul rând, pentru că contează foarte mult ca operator de așa ceva să lucrezi în confort. Față de varianta termică are două plusuri. E foarte liniște și e mult mai ușor de manevrat, pentru că neavând viteză, nu ai mestecău, e mult mai ușor de dozat la o rampă sau când încarci, când mergi pe niște zone din astea cu teren dificil, să zic așa, adică la viteze, schimb, mie îmi place, doar că uneori devine obositor și plus că trebuie luată în calcul partea mecanică. Nu ai aici ambreiaje, volante, toate complexitățile unui motor termic care pe o mașină comercială se vor strica, pentru că asta nu e mașină de plimbărică. Mașină care primește abuz, e condusă într-un stil. Așa că părerea mea e că are partea asta de plusuri și cred că lucrând pe așa ceva devii odihnit. Vii mai odihnit la final de tură și e mult mai ușor de parcat, de încadrat cu totul, pentru că ești tu și volanul și pedalele, atât, fără alte complicăciuni, idei, să te gândești cum dai, unde selectezi. N-ai cum să ratezi viteze, nu uzezi ambreiajul pe pante,
Frâna e mult mai ușor de dozat prin faptul că are componenta asta regenerativă. N-are one pedal, pentru că n-are un sistem de frânare inteligent, este unul convențional. Și autonomia nu este o problemă, pentru că mașina asta are un sistem de rulare care îți permite realmente 200 de kilometri fără niciun fel de emoție. Adică eu am parcurs cu ea undeva la 85 și mai are 126. În condițiile când am luat-o mi-arăta 170 un pic, adică am câștigat 30 de kilometri autonomie și am fost până la Vetter, la locul filmării, care e undeva departe, sunt vreo 30 de kilometri, deci am mers extraurban cu vitezele legale, adică repede, nu e o mașină pe care o să o duci la 140 de kilometri pe oră, deși fizic ajunge acolo. Dar consumă în situația aia și plus că cam încalci legea, că oricum la genul ăsta de mașină comercială la care poți monta și tahograf, ai niște limite de viteză diferite în unele situații. Ideea e că oricum nu mă simțeam confortabil să merg cu viteză și am mers 100-110-120 extraurban și cu încercarea de a imita stilul de mers a unui curier, adică destul de galop, în care ai accelerații la semafor, îi dai talpă, nu pâr-pâr-pâr consum de electrică. Deci am condus-o într-un stil vioi, cum îmi place mie să zic. Și cert este că mașina livrează, pentru că are o rezervă de putere consistentă. E clar că una termică de 3,5 litri sau 3,7 se simte mai dinamică decât asta, dar lentă nu e, adică atingi 60-80 intervalul ăsta instant. Și pentru că nu are viteze, nici nu zgâlțeie marfa în partea din spate, merge foarte elegant. Și evident consumurile, că astea sunt o chestie de interes. Până atunci am uitat să arăt că are un suport de pacar foarte interesant în partea asta de aici. Se pare că asta nu e mufă de date, e doar de încărcat, deși arată săgeata așa. Deși cred că totuși e de date numai când nu mi-a citit stick-ul. Și de fapt e de date pentru că mi-a dat unsupported format. Deci asta înseamnă că citește pe acolo ceva. Dar sunt eu mai de modă veche și umblu cu stick după mine. Numai că oricum ai niște mufe pe aici și conectivitate. Toate alea este țiplă ecranul. Față de sync-urile mai vechi nu mi se pare că are lentoare. Ia un pic așa vreo 15-20 de secunde să pornească, dar merge binișor. Și legat de consumuri, mi se pare că e mai ok decât mă așteptam, adică nu știu de ce mă așteptam să fie foarte, foarte ineficientă. Hai că aici n-am gândit-o bine că puteam să mai stau. În oraș, deci eu am mers acum, plecat dimineață, afară, nu știu, 2 grade dimineața, acum sunt 11, clima pe 23 pe auto. Funny fact este când iei virajele mai strâns, auzi cum se băltăcâne niște apă pe aici pentru că are caloriferul ăla de antigel și până se activează probabil are un sunet din ăla de cascadă de apă. În oraș, deci la consumul ăsta cu căldura pornită, undeva în jurul a 30-32 de kWh, cu o medie ce am întâlnit eu în trafic o oră de tranzit, la propriu cu netranzit, undeva la 13 km pe oră, acum e 15 km pe oră media, iar la condus extraurban, la 80 la oră are undeva în jur de 21-24, cam așa, la 100 la oră merge pe 30-31. Ideea este că eu am mers cu ea descărcată, însă totuși ca masă proprie are aproape 3 tone, deci nu e ușoară și nefiind o dubă făcută să care greutate ci volum, nu cred că afectează prea mult încărcarea ei, pentru că tu legal poți să pui maxim o tonă în plus, dar nu o să merge așa, pentru că genul ăsta de dube cred că vor căra volum. Cutii, colete, chestii care au câteva sute de kg, nu o tonă, așa că nu cred că va fi afectată de chestia asta și, în general, aerodinamica nu e un factor la ea, pentru că, repet, ea nu e făcută să te duci până la Pitești pe autostradă. Ajunge fără probleme și poate fi o soluție eficientă dacă încarci sustenabil, dacă ai prize din alea ca lumea, cu curent negociat sau cu panouri. Dar eu nu mi-aș lua-o ca distribuitor pentru a merge cu ea pe long haul, pe autostradă, în niciun caz. Așa că părerea mea e că va sta într-un regim de mers unde aerodinamica nu e un factor problematic. Însă, luând în calcul faptul că o dubă încărcată pe motorină, de la hâț-hâțul ăsta, trafic și așa, sigur are peste 10% medie, 10-12%, cam atât are orice dubă cu care am interacționat. Adică, uite, un Ranger cu 2.0 diesel are undeva 11-12 în oraș, lejer. Deci duba care e și mai mare, mai grea, anvelope mai late, sigur merge și mai infipt. Așa că părerea mea personală este că e o mașină care poate să producă niște costuri reduse, pentru că
eu am făcut calculele din video cu un consum, uite, media ei pe ce am parcurs eu toată povestea este 25 de kWh. 88 de kilometri parcurs la 30 de kilometri pe oră viteză medie și am mers și în extraurban relativ vioi și în oraș cu șpănete la semafor. Ideea este că acești 25 de kWh, 100 de kilometri pe zi parcurs, 5 zile pe săptămână, 54 de săptămâni lucrătoare, dacă îi mulțești cu 1,3 lei cât ar fi maximal kilowattul ca preț, îți dă o cifră de vreo, nu știu, cât ar veni, 2000 de euro, nici atât, 2-3, maxim 3000. Dar nu o să încarci la valoarea asta, pentru că cine are panouri, investiție deja amortizată, făcută, e flow funcțional, probabil o să încarce cu 50-60 de bani. Pentru că se compensează, poți să încarci și gratis în unele situații, dar nu trebuie să ne bazăm pe asta. Repet, temele făcute, despre asta este vorba. Așa că părerea mea proprie și personală este că costul pe 100 de kilometri de deplasare este unul mai redus decât am calculat eu. Și asta înseamnă că pe un an tu o să cheltui undeva la probabil 5.000 de lei pe curent față de 28.000 de lei pe motorină. Excluzând reviziile, care la motorină sunt mai dese, mai pică și alte piese, ai uzură de frâne mai mare, tot felul de situații din astea. Așa că între 5 și 7 ani, poate și mai repede, pe costul standard de curent amortizezi mașina. Însă dacă încarci mai ieftin, o amortizezi mult mai repede. Și asta, dragilor, înseamnă să-ți faci temele, zic eu. Adică, deși e scumpă la achiziție, s-ar putea ca să ieși cu profit până la urmă. Și până, nu știu dacă e doar chestia asta de costuri, deși clar asta contează majoritar. Părerea mea este că, în final, contează mult să înțelegi tot contextul în care te afli. Adică să vezi și partea de revizii și ce faci cu ea și ce contracte poți câștiga cu asemenea dubă. Pentru că dacă ajungi într-o zonă în care ai o rentabilitate economică, chiar dacă costul de deplasare efectiv este mare, tu trebuie să vezi profitabilitatea. Adică câți bani faci cu asemenea dubă. Că știi cum e? Și cu un Iveco Daily de 3 litri. Dacă el consumă 18 în afară, zici, mamă, du-te bă de aici cu cotețul tău, că rupe prea mult. Dar dacă faci un profit pe zi de nu știu câte mii de lei, se amortizează blană. Adică deja ajungi într-un punct în care nu mai contează fizicul. Long haul, transporturile alea, probabil ca să care o încărcătură de un rezervor din ăla enorm care se îngroapă în pământ cu un tir agabaritic până la Pitești, cred că dai o tonă jumate de motorină. Un cost enorm pe 100 de kilometru, am putea spune. Și totuși, când încasezi pe contractul la o grămadă de bani, consumul e un factor important, dar îți dai seama că de fapt ai profitabilitate. Despre asta este vorba. Așa văd eu situația, nu știu cum să o enunț altfel într-un stil mai constructiv. Așa că lumea dă cu hate cumva fără să înțeleagă, pentru că părerea mea e că toată povestea asta cu taxele, cu așa, nu e foarte clar înțeleasă. Adică contează mult să... Uite ceva frumos aici. Oamenii ăștia au foarte multe lucruri pe aici. Și ca să nu încurc și așa o să o parchez undeva pe lateral pe aici, foarte ușor de manevrat, pur și simplu nu duc lipsa unei oglinzi retrovizoare convenționale, pentru că are oglinzile panoramice din partea de jos care la propriu văd după colț, adică vezi super bine cu spatele și rezoluția acestei camere este impecabilă. Problema e că această cameră ți arată puțin mai îngust locul decât este, ceea ce e bine, pentru că nu prinzi aripi de zmeu, adică zici, bă, nu prea am loc și când te uiți în oglinzi, de fapt, mai ai un metru în lateral. Acum, de exemplu, eu pare că o să lovesc Raptorul ăsta care e parcat pe o parte sau, mă rog, Ranger normal, dar de fapt eu sunt la un metru și ceva de el. Asta pentru că acea cameră are un efect de parabolă și da, ce mai trebuie să ai grijă cu ea la crăcile astea, pentru că în momentul în care dai cu spatele înspre copaci o să vezi că sunt tot felul de situații din astea. Da, eu zic că am surprins așa rezumatul ei și acum îmi fac poza pentru kilometri ca să știu eu ce rulaj am făcut, că îmi notez chestiile astea și da, chiar vreau părerea voastră și mai ales a celor care au interacționat cu domeniul ăsta de transporturi, adică văd mașina asta ca pe o afacere, nu ca pe o plimbărică, pentru că evident să dai 71.000 de euro doar ca să te pretinzi ecologic, biologic, nu e ce trebuie. Mașina asta trebuie privită ca un plan de afaceri, ca o investiție. Așa că
Chiar sunt curios să mai învăț despre domeniul ăsta, că nu pretind că știu perfect, însă încep să-l înțeleg mult mai bine decât îl văd alții. Așa că, până la urmă, concluzia filmării este că o asemenea mașină poate să te ajute să învârți roata mai mult timp și mai ieftin, dacă îți faci temele cum trebuie. La revedere! Ăsta nu e un bord de tranzit, e un bord de mașină și că tot arată niște consumuri. Nu despre el vreau să vorbesc astăzi, ci despre faptul că am fost să livrez un colet și am fost la Fan Curier, care deține niște dube electrice, și am întrebat un șofer care-i faza, cât mergeți, niște cifre, și se confirmă ceea ce am zis în acest video. Și am vrut neapărat să introduc acest intro, outro de fapt de final, ca să vedeți, să prezint de fapt și o confirmare concretă a unor cifre. De exemplu, ei aici la sediu din Pipera au undeva la, am numărat eu, 7 dube, care se reîntorc în fiecare seară la depou și ele sunt puse la încărcat în fiecare seară de la panouri și sursă de curent cu preț negociat, în niciun caz la ăla de 1,3 lei. Distanța, de exemplu, pe care o parcurg zilnic depinde mult în funcție de zonă. Șoferul cu care am vorbit eu nu depășește 22 de km pe zi, fiind în zona, are zona alocată aproape de depoul lor. Dacă, de exemplu, livrarea pentru alte dube într-un cartier pe diagonala Bucureștiului, evident că o să facă 40-50. Deci rare ori ajung la aproape 100, doar dacă există vreo componentă de extraurban. Și a zis că în momentul în care e cald afară, cum e zilele astea, de au fost și 20 de grade, n-au avut nevoie de climă și au mers 3 zile fără să încarce. Și spuneau că dubele pe care ei le au, care sunt de la alt producător, nu depășesc autonomie reală 120 de km. Deci iată cum se confirmă treburile astea și doar dacă este foarte frig afară, scade autonomia cam cu 20% și consumurile sunt în jurul a 30 de kWh, dar în mod normal sunt între 20 și 25, deci exact cifrele pe care le-am obținut eu, tocmai pentru că nu cară un volum enorm. Sunt însă, cei de la Ford au testat această dubă cu cabinată, deci făcută cu dita mai suprastructura până la Pitești, și consumurile și vitezele de deplasare erau foarte bune. Atât am avut de zis.